Conferința Transilvania de Sud trăiește cu visul acesta, ca în curând toți cei 9243 de membri să fie implicați în mod personal în misiune. Nu există scop mai nobil al vieții. Dacă Fiul lui Dumnezeu a venit aici să caute și să mântuiască ce era pierdut, nici tu nu-ți poți consuma viața cu altceva. În marele plan al salvării este nevoie și de tine. Este nevoie de fiecare dintre noi. Hristos te cheamă astăzi la o acțiune hotărâtă. În concordanță cu marea poruncă a lui Iisus Hristos, au fost organizate pe teritoriul conferinței noastre 76 de evanghelizări publice cu o participare de neadventiști de aproape 1000 de persoane. Au fost susținute seminarii publice sau de cămin, din care 166 susținute de către laici, copii, tineri, surori și frați, la care au participat în jur de 600 de persoane neadventiste. Ca urmare, în 53 de biserici s-au organizat clase de pregătire pentru botez, unde frecventează un număr de 275 de persoane. Domnul să fie lăudat pentru orice efort misionar. Este momentul să luăm în serios apelul profetului Isaia din capitolul 60, primele două versete. Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine, căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele. Dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. Fii binecuvântat! Triplarea bugetului de evangelizare în ultimii 5 ani în cadrul conferinței noastre ne arată trei lucruri clare ce merită menționate. În primul rând, binecuvântarea lui Dumnezeu asupra casei visteriei. În al doilea rând, credincioșia membrilor bisericii, care au o abordare sănătoasă cu privire la dăruirea sistematică prin zecimi și daruri. În al treilea rând, o orientare corectă a bordului, atât în comitetul local cât și în cel executiv, cu privire la susținerea misiunii. Continuând această perspectivă și în anul misionar care ne stă în față, bugetul de evanghelizare deja triplat va fi împărțit fiecărui district, susținând astfel misiunea. Cu această parte, unită și cu partea bisericii locale, jertfa este ca și pusă pe altar. Credem că Dumnezeu va răspunde prin focul Duhului Sfânt, îndeplinindu-și ca întotdeauna partea Lui. Departamentul Școala de Sabat, lucrare personală și publicații din cadrul conferinței Transilvania de Sud este o unealtă excelentă prin care toți membrii bisericii, slujbași și laici deopotrivă, se pot implica în mod activ în lucrarea de câștigare de suflete. Experiențele anilor trecuți în cadrul proiectelor asemenea lui, cât și e timpul fi unul dintre cei 7000, ne încurajează să mergem mai departe cu încredere pe această cale. E nevoie de pocăință, de reconsacrare, de unitate. Soluția și cheia succesului este Iisus. El revine. Aceasta este misiunea mea, misiunea noastră, a celor mântuiți. Creștinismul a supraviețuit până în secolul 21 datorită transmiterii valorilor promovate de Iisus Hristos din generație în generație cu succes. Avem o datorie sfântă de a ne asigura că acel mănunchi de valori creștine care ne-a marcat devenirea este trăit de noi și apoi comunicat copiilor noștri. Prin activitățile desfășurate în cadrul departamentului tineret, echipa a încercat să insereze în mințile tinere valori precum credința în Dumnezeu, speranța, empatia și misiunea. Însă, pentru realizarea acestui deziderat, se impune un alt principiu. Autenticitatea. Trebuie să fim egali cu noi înșine. E adevărat,
contextul nu pare deloc favorabil. Suntem în mijlocul unei societăți care se înstrăinează tot mai mult de Dumnezeul Scripturii și care se afundă în materialism și imoralitate. Dar experiențele ultimilor ani ne dau curaj. Ești astăzi aici pentru că ai prins gustul misiunii și exemplul tău poate constitui o influență puternică și pentru cel de lângă tine. Hristos are nevoie de fiecare.